Boris Johnson a fost desemnat oficial prim-ministru al Regatului Unit de Regina Elisabeta a II-a după ce politicianul britanic a venit la Palatul Buckingham. Mașina fostului primar al Londrei a fost blocată o scurtă perioadă, mai puțin de o minută, de militanți ai Greenpeace care încercau să tragă un semnal de alarmă privind încălzirea climatică, formând un lanț uman. Mesajul lui Johnson a fost cât se poate de clar, Regatul Unit va ieși din UE, iar asta se va întâmpla pe 31 octombrie anul acesta. The people who bet against Britain. Oamenii care sunt împotriva Marii Britanii vor pierde, iar noi vom restaura încrederea în democrația noastră și vom îndeplini promisiunile Parlamentului către oameni. Vom ieși din UE în octombrie anul acesta. Vom face un nou acord, unul mai bun, care va maximiza oportunitățile Brexitului și ne va permite să dezvoltăm un nou și bun parteneriat cu restul Europei. Johnson devine al 14-lea prim-ministru al reginei Elisabeta a II-a de la urcarea acesteia pe tron în 1952, primul fiind Winston Churchill. La fel ca și predecesoarea sa, Johnson nu a devenit șef al guvernului în urma unor alegeri parlamentare, ci a înlocuit-o pe May când aceasta și-a dat demisia ca urmare a eșecului de a trece prin Parlament acordul negociat cu liderii UE privind Brexit.